Anul 2023 a adus cu sine multiple modificări în ceea ce privește taxele pe care va trebui să le plătim de acum înainte. Drept urmare, astăzi voi face o actualizare a unui videoclip mai vechi și îți voi prezenta ce taxe și impozite trebuie să plătești începând cu data de 1 ianuarie 2023 dacă obții câștiguri de pe urma investițiilor la bursă și în ce situații trebuie să le plătești. Înainte să începem, aș vrea să fac o scurtă precizare. Eu nu sunt nici contabil, nici consultant fiscal. Tot ce îți voi prezenta în continuare se bazează pe informații publicate de specialiști în fiscalitate. De aceea, dacă ai nelămuriri în ceea ce privește situația ta particulară și impozitele pe care ar trebui să le plătești, îți recomand călduros să te consulți cu unul sau să vorbești cu un reprezentant ANAF. Acestea fiind spuse, să dăm drumul la treabă! Un prim impozit pe care s-ar putea să fie nevoie să-l plătești atunci când investești la bursă este impozitul pe dividende. El se plătește doar atunci când investești în companii, ETF-uri sau fonduri de investiții care distribuie dividende. Valoarea impozitului pe dividende diferă în funcție de locul în care compania sau fondul care distribuie dividendele are înregistrat sediul principal, în România sau în străinătate. Și o să începem cu prima variantă. Când vorbim de impozitarea dividendelor care sunt plătite de companii sau fonduri care sunt domiciliate în România, lucrurile sunt extrem de simple. Începând cu 1 ianuarie 2023, veniturile din dividende sunt impozitate cu o cotă de 8%, iar impozitul se reține la sursă. Asta înseamnă că firma care distribuie dividendul reține impozitul și îl virează statului în numele tău, iar tu primești în contul brokerului unde ai acțiunile valoarea netă a dividendului, adică diferența de 92%. După cum am zis, simplu și clar. Dar ține cont că tot trebuie să ții evidența dividendelor încasate de-a lungul anului. Și o să vezi puțin mai târziu de ce. Când vine vorba de impozitarea dividendelor plătite de companii sau ETF-uri domiciliate în afara României, lucrurile sunt puțin mai complicate. În primul rând, fiecare țară impozitează dividendele într-un mod diferit, iar cotele de impozitare variază de la 0 la 50%. Cu toate astea, nu întotdeauna trebuie să plătești un impozit foarte mare. În realitate, dacă există semnată o convenție de evitare a dublei impuneri între România și țara în care este domiciliată compania sau ETF-ul, iar tu faci pașii necesari pentru a profita de ea, poți să beneficiezi de o cotă redusă de impozitare. Din fericire, România stă destul de bine la acest capitol, având semnate convenții de evitare a dublei impuneri cu majoritatea țărilor dezvoltate. Am pus în descriere un link către pagina ANAF unde le găsești pe toate. Pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să beneficiezi de prevederile unei convenții de evitare a dublei impuneri diferă de la țară la țară. Drept urmare, cel mai în măsură să te ajute cu asta este brokerul prin intermediul căruia investești. În al doilea rând, modul în care se plătește impozitul poate să difere în funcție de țara din care ai primit dividendul. Câteodată, el este reținut la sursă, la fel ca în România. Iar atunci, tu trebuie doar să demonstrezi autorităților din România că impozitul a fost deja plătit. Dar câteodată trebuie să-l declari și să-l plătești tu personal. Ca o concluzie, când vine vorba de dividende primite de la companii sau ETF-uri domiciliate în afara țării, lucrurile se pot complica destul de tare. De aceea, când situația devine prea complexă, recomandarea mea ar fi să apelezi la un profesionist specializat în taxe. Cel de-al doilea tip de impozit pe care este foarte probabil să-l plătești atunci când investești la bursă este impozitul pe câștigul din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate. Aici intră câștigurile din vânzarea acțiunilor, obligațiunilor și unităților de fond ale ETF-urilor și fondurilor de investiții dobândite anterior. Dar tot aici se încadrează și câștigurile obținute în urma tranzacționării cu instrumente de tip CFD. După cum bine știi deja, eu nu recomand tranzacționarea cu CFD-uri, întrucât este foarte riscantă. Am făcut un întreg videoclip în care am arătat că majoritatea oamenilor care tranzacționează astfel de instrumente financiare își pierd banii. Însă, pentru că știu că există persoane care folosesc CFD-uri pentru a tranzacționa acțiuni și ETF-uri, am considerat potrivit să fac această precizare. La fel ca în cazul dividendelor, și aici avem două situații diferite. Începând cu 1 ianuarie 2023, câștigurile din transferul titlurilor de valoare sunt impozitate diferit în funcție de intermediarul pe care îl folosești. Dacă investești printr-un broker rezident în România sau printr-un broker nerezident, dar care are în România un sediu permanent,
vei fi impozitat în felul următor. Dacă deținerile sunt păstrate pentru o perioadă mai scurtă de 365 de zile de la data dobândirii, câștigurile vor fi impozitate cu o cotă de 3%. Iar dacă deținerile vor fi păstrate pentru o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, câștigurile vor fi impozitate cu o cotă de 1%. În plus, dacă investești printr-un broker domiciliat în România sau printr-un broker nerezident, dar care are un sediu permanent în România, pierderile din transferul titlurilor de valoare și operațiuni cu instrumente financiare derivate nu se compensează și reprezintă pierderi definitive ale contribuabilului. Cu alte cuvinte, ești impozitat pentru fiecare tranzacție cu instrumente financiare câștigătoare, dar îți asumi toate pierderile încasate. Nu în ultimul rând, dacă te regăsești în situația asta, obligația declarării, reținerii și plătirii impozitului îi revine brokerului. Așa că, pentru acest tip de câștiguri, nu mai trebuie să depui declarația unică și să plătești impozitul aferent. Cu toate astea, tot trebuie să ții evidența câștigurilor obținute de-a lungul anului pentru un impozit despre care vom vorbi puțin mai târziu. În schimb, dacă investești printr-un broker care nu este rezident în România și nici nu are un sediu permanent la noi în țară, vei fi impozitat cu o cotă de 10% asupra câștigului net anual. Cu alte cuvinte, vei plăti impozit doar pe diferența dintre câștigurile și pierderile obținute de-a lungul unui an fiscal, care în România corespunde cu anul calendaristic. Asta înseamnă că, dacă te afli într-un astfel de scenariu și într-un an încasezi o pierdere netă, o vei putea declara și o vei putea deduce din câștigurile obținute în următorii ani. În plus, dacă investești printr-un broker care nu este rezident în România și nici nu are un sediu permanent la noi în țară, obligația calculării câștigului sau pierderii nete anuale, a declarării impozitului și a plății sale, îți rămâne ție. Dacă ar fi să facem un mic rezumat, începând cu 1 ianuarie 2023, ești impozitat diferit pentru același tip de venit în funcție de țara în care este domiciliat brokerul pe care îl folosești. Iar, la cum arată lucrurile în prezent, dacă investești pe termen lung, ești mai avantajat din punct de vedere fiscal dacă investești prin brokeri domiciliați sau care au un sediu permanent în România. Bun, acestea sunt principalele impozite pe care trebuie să te aștepți să le plătești atunci când investești la bursă. Însă, există și un al treilea impozit pe care s-ar putea să fii obligat să îl plătești dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Iar aici vorbim, bineînțeles, despre contribuția pentru asigurări sociale de sănătate. Ea are un regim mai special, întrucât se plătește doar atunci când veniturile cumulate obținute de o persoană fizică, din una sau mai multe surse, depășesc un anumit prag. Drept urmare, pentru a determina dacă trebuie să plătești și CASS, la veniturile din investiții despre care am discutat până acum, trebuie să adaugi și câștigurile obținute din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, tranzacționarea cu criptomonede sau alte surse. Asta înseamnă că, chiar dacă veniturile cumulate din dividende și din transferul titlurilor de valoare nu depășesc pragul pentru CASS, tot s-ar putea să fie nevoie să plătești contribuția dacă suma totală a tuturor veniturilor menționate anterior depășește pragul respectiv. Dacă îți amintești, am precizat în două rânduri că, în ciuda faptului că impozitul este reținut la sursă, tot trebuie să cunoști valoarea veniturilor din dividende și a câștigurilor din transferul titlurilor de valoare încasate de-a lungul unui an, pentru că ele sunt necesare ca să poți calcula corect venitul realizat. Cota de impozitare pentru CASS este de 10%, iar odată ce ai calculat suma totală a veniturilor încasate de-a lungul anului, poți să vezi și cât CASS ai de plătit. Și te poți regăsi în una din următoarele 4 situații. În cazul în care veniturile realizate sunt sub nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, nu ești obligat să plătești CASS. În cazul în care veniturile realizate sunt cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, baza de calcul a CASS o reprezintă nivelul a 6 salarii minime brute. În cazul în care veniturile realizate sunt cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul a CASS o reprezintă nivelul de 12 salarii minime brute.
Iar în cazul în care veniturile realizate depășesc 24 de salarii minime brute, baza de calcul ACASS o reprezintă nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară. De exemplu, asta înseamnă că pentru anul 2023, în funcție de veniturile pe care le vei obține, vei plăti un CASS cuprins între 0 și 7200 de lei pe an. Comparativ cu ce am avut până în 2022, părerea mea este că regimul de taxare a câștigurilor din investiții la bursă s-a complicat semnificativ. De aceea am și filmat din nou, de la zero, întreaga secțiune privind impozitarea, declararea și plata impozitelor din investiții la bursă din cursul meu de investiții în ETF-uri, pe care vreau să-ți reamintesc că îl mai poți achiziționa la prețul actual doar până pe 31 ianuarie. Ulterior, prețul se va majora. În ciuda faptului că acum, în anumite situații, mai multe tipuri de venit sunt impozitate la sursă, tot trebuie să ții o evidență a lor ca să vezi dacă trebuie să depui declarația unică sau nu. Drept urmare, munca ta de investitor nu s-a schimbat foarte mult și tot trebuie să fii atent la taxele pe care le ai de plătit. Eu sper ca informațiile pe care ți le-am prezentat azi să te ajute cu asta. Acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc că ai urmărit videoclipul până la final. Dacă ți-au plăcut informațiile prezentate în el, apasă pe butonul de like. Iar dacă apreciezi genul ăsta de conținut și nu ești deja abonat, acum este momentul ideal ca să o faci. Nu în ultimul rând, dacă vrei să susții activitatea mea de aici, de pe YouTube, poți lua în considerare să devii membru al canalului. De asemenea, nu uita că poți să primești o acțiune gratuită în valoare de până la 100 de euro de la Trading212 dacă folosești codul promoțional OVIDIU după ce te înregistrezi. Iar dacă ești interesat să înveți mai multe despre dividende, apasă pe videoclipul care a apărut acum pe ecran. Până data viitoare, amintește-ți că cel mai bun lucru pe care îl poți cumpăra banii este liniștea financiară.